Dacă nu poți să sap de aici. Hai că de aici poți să sape. Ăla e. Bă, aud animale aici, nebun, poate mă omor ăsta pe aici, mă mănâncă de viu. Leopard, nu știu ce au nemții ăștia în copaci. Salutare tuturor, dragii mei, v-am găsit la un nou joc pe canal, ce vom face, se numește Treasure Hunter Simulator și mă bucur foarte mult că am primit jocul ăsta, credeam că nu o să-l mai primesc ca de obicei, eu nu-l primesc ultimul dintre toți youtuberii pentru că n-am un... n-am cine știe ce subscriber ca youtuberii mari și mie nu-mi dă la fel de repede chei la joc cum îmi dau la ceilalți youtuberi. Abia aștept să joc jocul ăsta și să vedem despre ce este vorba. Am trecut de la Burfa Simulator la polițist și acum, frate, suntem vânători de comori. Deci ăsta este un level tutorial. Ăsta mă va învăța cum să joc și cum să găsesc comori repede și efectiv. Și că dacă știu deja să-l joc, să apăs skip. Dar nu știu, frate, să joc ce ai. Deci mă mișc așa, are o grafică extrem de mișto, se vede foarte bine și e mai bine optimizat ca Tip Simulator. Nu pare să-mi sacadeze așa cum s-a cadat Tip Simulator. Run. Ok, pe shift, alerg. Bun. Sunt un ceva, cimitir memorial, eroic. Ce dracu e asta, mă? When you enter a location, you always bring your PDA with you. PDA... Pământ... Ok, deschid harta. Aici sunt eu, unde trebuie să ajung? Nu știu unde trebuie să ajung. Am pus un semn. Mă duc și eu spre semn. When you get close to a treasure, your detector will start emitting a low frequency. Nu înțeleg. Search. Aaaa, am din ăsta, ești nebun? Trebuie să mă apropii de o comară. Încă mă apropii? Aici mă îndepărtez, mă aug. Opa! Trebuie să mă... Aaa, uite, mi-arată aici în dreapta cât de mult mă apropii. Ia vezi? Ia vezi? Găsesc prima mea... Aolo, m-am îndepărtat. Aici, mai în dreapta. Mai în sus. Da, dracu, pe aici spun-o. Mă. Nu știu dacă trebuie să facă click sau ceva. Oba. A, în sfârșit. Ăsta e locul. Am scos apa. Și așa dau la asta apă. Îmi place jocul prea tare. Abia aștept, ăsta e nivelul tutorial. Abia aștept să văd... Cum e mai încolo cu comori? Opa! Am găsit un nac vechi. Așa praf sunt. Deci am găsit un nac vechi. Mamă, ești nebun? Mamă, este un nac din secolul al XVIII-lea sau chiar al XVII-lea. Bun, valorează $11. E ceva, nu e așa de rău. There are no treasures nearby. Oh, nearby. Și... Ok, și unde mă duc acum? Detector while searching... Ok, am înțeles asta. Try to find the treasure now. Păi am găsit deja o comoară. M-a nebunit ăsta de cap. Hai să... Nu știu, mă întorc. Am pus semn aici, nu știu de ce. Hai să mai găsesc o comoară, că mai vreau asta să găsesc o comoară. Mă plimb pe aici și trebuie să găsiți ceva. Să fac tutorialul ăsta. Am vrut să... Îmi place așa să fac tutoriale în jocuri de care abia mă apuc ca să înțelegeți și voi jocul. Odată cu mine. Hoba. Ne îndepărtăm. Hai că am început să mă prind. Acum dos. Hoba. Pe aici era. Bun. Ăla e. Ăsta am tot zice acolo ce să fac, dar eu deja am găsit o comoară. Nu înțeleg de ce mai îmi zice dacă am trecut prin toate chestiile astea. Deci am învățat basic-ul, acum știu să iau... Ia, am găsit un glonț, cred, sau un cartuș. Da, un cartuș, glonț, nu prea poți. O carcasă folosită, un cartuș folosit. Dau cu spray. $26. Hai, altceva, vreau să ies din tutorial, mai nebunit. Păi, văd inventory-ul meu. Ok. Stai. De Legendary. Oh!
Au și iteme legendary. Ia stai mă să văd în ce zonă. Opa. A, nu, nu e bine aici. În stânga aici, pe undeva. În față, nu. În spate, atunci. Mamă, deja am înțeles cum funcționează asta. Aici? Ok. Ce-am făcut? Am scos detectorul din greșeală. Unde era mă ăla? Uite-l aici. Return to office. Presesc. Hai să iau și comoara asta și după o să văd ce... ce și cum. Ci că am și o chestie legendară. Dar, na, nu știu dacă acum am găsit legendara. Vreau să vânez comori ca pirații din Caraibe. Ce naibii ăsta? Un de-alea de cămașă, un buton de costum vechi. Ia, hai să-i dăm identify. Am spray-ul care îmi detectează de unde vine. O, ești nebun? E foarte vechi, din secolul 14 sau chiar 15, de pe vremea lui Mihai Viteazu, ești nebun? A, și e rar. Return to office. Hai să ne întoarcem la birou. Vreau alte misiuni, m-am plictisit de tutorial. Vreau să fac misiuni adevărate, să găsesc comore adevărate. Nu vreau să pierd timpul. Treasure map. This map is the main view when you enter the computer and it's used to set destinations for your next event. Ok, deci aici găsesc destinații pentru aventuri viitoare. Ok. Pot să pun oriunde și să ce? Ah, deocamdată am doar Bavarian Lakes și Gettysburg. Ok. Era tare să am și în România, de asta tot apăsam pe România. Mereu vreau să joc orice legat de România, frate. Map, e-mail, detector, ce e-mail, mă? Ah, pe e-mail găsesc oferte de joburi. Jobs and side jobs. Mamă, complicat. The first one, ok. Jobs, pff, complicat rău, nu înțeleg. De special. Mamă, mamă, până citesc eu tot ce îmi zice ăsta de aici. Numele meu e Jonathan Smith și îți scriu ca reprezentativ al Willpower moștenirii de sa, bla bla bla. Unchiul meu a murit. Mă informează despre procesul de moștenire, că eu o să-l moștenesc. Deci, eu trebuie să îndeplinez misiuni și pe baza la misiunile astea peste un an. Nu, am citit așa repede că n-am chef. Peste un an mă va decide cât îmi va lăsa moștenire pe baza misiunilor care le-am îndeplinit, ceva de genul. Am o misiune să fac curat undeva. Nu știu unde. Am acceptat misiunea. Detectors. Ok, n-am bani de nimic altceva. Merg cu ce am. Hai să mă duc aici, am Bavarian Lake. Shallow, middle, deep, nu înțeleg ce asta. Travel cost free. Collection. Sell, frate, totul. Selling, equal to items value. Ok, mă, da, logică, vreau bani pe el, nu? Ce să vreau altceva? Hai să mă duc în Bavarian Lake să văd dacă găsesc ceva pe acolo. Și, nu știu, să fac bani, nu știu care e treaba. Am văzut că m-a pus ăla să fac curat, dar nu știu ce vrea el să fac curat. Asta e harta. Tropstein National Park. E bine, nu pot să intru. Hai să pornim în căutarea de comori. Am și o hartă? Unde sunt? Mamă, e măricică harta asta. E mișto că ne plimbăm pe tot spațiul ăsta și căutăm comori. Are o grafică super șmecheră. Abia aștept să văd ce se găsește pe aici. Merg așa repede, cred că... începe să-mi piuie ăsta când detectează ceva pe lângă mine. Nu pare, mă așteptam să fie mai complicat, dar e destul de simplu jocul. Nu pot să urc aici, mă? De ce dracu, nu pot. Am și muzică tribală. Tribal. Ia, am un semn aici. Hassenfeld și Wolfendorf. O iau un Hassenfeld. Hassenfeld. Opa. Ia vezi? Prima mea comoră.
Aici ne apropiem. Stai așa că nu stau bine. Așa. Undeva pe aici. Opa, l-am găsit. Am găsit pe fraier, dacă n-am găsit comoara lui Jack cel teribil. Nu mai juc. Ia să vedem. Opa, e o bilă. E o bilă de aia de tun, cred. Altceva nu-mi explic ce pot să arătesc. Lead ball, da, da. A, e un... o alice. Dar era cam mare. E o alice de mușchetari. Iar mă? În ce parte? Aici în dreapta apare. Oh, păi e prea simplu, frate, mă, deci sunt genial. De ce te tești tu cum găsesc comorile astea? Aparent trebuie să existe și ceva legendar pe aici, dar nu înțeleg ce e legendar. Bun. Am găsit a doua comoară. Dacă nu găsești ceva legendar, fac curăt. Ia, ce este aici? Un cui? O țepușă? Un... ce? Valorează un dolar. Un cui mai mare. Cleaning up. Ah, trebuie să găsesc cuiile astea să fac curat pe aici, ceva de genul. Nici nu știu ce misiune am, dar e bine, eu le urmez. Altă comoară. Mă întreb, din tot jocul va fi așa cu un detector și o sapă sau va fi ceva mai complicat? Că așa e destul de simpluț. Am găsit un cartuș. Numai cartușe și cuie, găsesc vai de capul meu. Cât costă, frate, și ăsta? 3 lei? 3 lei, 31 de coco. Bă, da, găsesc aici comoară peste comoară și nimic important. Mă apropii. Îmi place chestia asta că mă apropii. A, încoace în stânga. Aolo, cum mă duc, mă, pe munte? Cred că aici, peste deal. Nu pot să sar? Nu pot să urc pe prostia asta. Cred că pe undeva pe aici e. Ia uite. Încoace în dreapta. Oba! Ia, ăsta. Cred că am un milion de comori pe insula asta. Trebuie să găsesc ceva important. Ia. Ce? Ce e asta? Metal fastener. Nu știu, o porcărie. Cred că se pune la cleaning. Da, am 2 din 5. E bine, măcar fac misiuni dacă altceva n-am ce să, ce să facem. Altceva n-am ce să facem, fac misiuni. Nu mai e nimic? Unde naibii sunt? Nu înțeleg ce înseamnă semnele astea. Îmi place că mi-arată pe unde am luat-o. Oh, și-am găsit, ci că apare scump ăsta. Am găsit un pandantiv de lănțic. E din secolul 18, dar costă 16 dolari. Vai de capul meu, am crezut și eu că am găsit ceva mai scump. Sunt praf, frate. Nici... nu înțeleg centrele alea ce sunt, dacă sunt mai importante. Gen, dacă îmi dau chestii mai valoroase. Unde mi-arată clădirile alea pe hartă. Unde-i mă ăsta, mă chinui de jumătate de oră. Opa, pe aici pe unde. Unde era, mă? Aici? Așa. Deci e incredibil să, de greu să găsești ceva valoros. Cred că mai încolo, când îți iei detectoare mai bune, poate alea vor... e al cui, frate? Poate alea vor detecta, nu știu, numai aur, chestii de astea, poate le îmbunătățești. Ok, cred că am făcut misiunea. Am găsit... a, 4 din 5 mai am. Băi, ești nebun deja? Am făcut quest-ul de cleaning, am găsit un capac de sticlă. Asta găsește jupunul la vânătoare de comori. Unde sunt comorile promise de unchiul meu? Când m-am băgat în afacerea asta. Trebuie să fie pe undeva pe aici. Mamă, enervant e când sunt foarte aproape. Și nu-mi dau seama unde e. Mă, ești nesimțit. Can't dig from here. Băi, ești nesimțit? Dar de unde?
Păi și atunci de ce mi-ai pus comoara aici? Dacă nu pot să sap de aici. Hai că de aici poate să sape. Ăla e. Bă, aud animale aici, nebun, poate mă omoară asta pe aici, mă mâncă de viu. Leopard, nu știu ce au nemții ăștia în copaci. A, alt buton de ăsta de... Mamă, de n-am luat numai porcării până acum, n-am găsit nimic important. 17 coco. Nimic important, cum ziceam. Și am dat încă jur la aproape toată harta, uite să vă arăt și vouă. Am luat-o pe aici, am dat cer până aici. Vreau să mă duc aici în centru să văd ce găsesc. Uite că mă apropii de ceva. Pe partea asta. Dar probabil am găsit numai porcării până acum, cuie. Mamă, cred că am făcut peste 10 săpături. De fapt le văd pe hartă pe toate câte am făcut și pot să le număr. Și văd și câte obiecte am în inventory. Numai porcării am găsit. Și ăsta, uite-te și tu, cred că e desfăcător din ăla de cutie de suc. Mamă, da, ce ziceam. Hai de capul meu, ce comori găsesc. Cine mi-a zis, mă, că găsesc comori aici? Să-i crâp capul. Unchiule, unde-s comorile alea promise? Că eu nu le văd. Deci, am luat-o pe aici, aparent nu-i nimic. Hai să dăm un cerc și pe aici, poate e ceva ce n-am detectat. Nu cred că e că-mi țipa senzorul. Mă, dacă nu e nici aici, mai rămâne doar o zonă neexplorată și anume asta. Trebuie să găsim ceva legendar, frate. Nu mă las, trebuie să găsim măcar ceva legendar, nu știu. Ce însemna linia asta, portocalie? Ba? Deja am genit ceva pe aici. Probabil tot o prostie. E și aproape de așezările astea omenești. Și nu cred că ar pune o comoare așa de aproape de așezări, dar asta pare ceva ce... Ce dracu e asta? Am dat de apă? Am găsit apă? Putem face un puț aici. Am găsit naibii un nasture, vai de capul lui. Nu, no, n-avem nicio șansă. Am găsit o monedă foarte veche de aur. Băi, e nebun? E din ducatul olandez din 1586, dar abia valorează 38 de dolari, vai de cap pe. Bă, nimic nu găsesc, mă, valoros. Doar 38 de dolari pe monedă de aur, ești nebun? Nimic! Bă, și am dat roată la toată harta aproape, mai am o singură zonă neexplorată. Deci uite-te și tu câte comori am. Una, două, comori? Mai mult capace de sticlă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 aproape. Le-am numărat așa în repede, că n-am chef să vă pierd timpul, vă o să vi-l pierd și pe al meu. Și... o iau așa repede și sar prin joc, că n-am chef să stau să... Găsiți toate capacile astea să vă plictisești și pe voi, să mă plictisești și pe mine. O să încerc să fac cât mai mult off camera. Bă, unde dracu e comora aia, mă? Mă întrebam acum dacă cumva comorile astea mai valoroase sunt pe lângă zonele alea istorice. Ți mi le arată pe hartă. Că numai pe aici am găsit numai capacii, ești nebun. Și numai asta găsesc, cuii și capacii, nimic. Nimic mișto. Ia. Am găsit iar un nasture sau ceva, altceva nu mai găsesc. Da, un nasture. Și să fie sănătos, altă comoară. Pe metru pătrat, 100.000 de nasturi și capace de sticlă. Altceva nu mai găsesc. Halal, vânător de comori. Deci n-am găsit decât niște cartușe care zic că erau rare. Vreau să a zis că se poate găsi legendary, pe orice hartă există o chestie legendary, nu prea am fost eu atent la ce a scris acolo, dar am ținut minte asta și cred că pe lângă locurile astea istorice sunt, uite-te și tu, frate, deci am dat încă în jur la toată harta, am înnebunit cu complet, mai vreau să dau odată două ture pe aici, să fiu sigur că nu se găsește absolut nimic, nu știu ce, am impresia că pe lângă locurile astea istorice care mi le arată pe hartă, există o probabilitate mult mai mare să fie acolo niște comori foarte legendare. N-am găsit obiectul legendar, deși am săpat pe toată harta. E incredibil așa.
Am găsit aici lângă locul legendar, legendar, auzi, lângă locul istoric, o comoară. Și chiar sunt curios dacă am dreptate. Bă, frate, dar nu... Nu ginesc ăsta. Haide! Gata, l-am ginit. Dacă găsesc chiar un dop de sticlă, nebunesc. A, am găsit mai rău un ăsta de leș de el, vai de capul lui. De metal, vai de capul lui. Unde-s comorile mele promise? Vreau chestia mea legendară, frate. Dar tot am scăpat-o comoră, vezi? Că am luat-o pe unde am fost. Dar tot am pierdut eu ceva. Oh, oare aici pot să urc? Nu, nu pot să urc. Bă, frate, eu ratez aia legendară și mă oftic. Pentru că, nu știu, n-am găsit nimic legendar. Sau n-am fost eu atent și una din ele era legendară și... Nu costa cine știe ce, oricum o să mai dau o tură, dacă nu găsesc absolut nimic, mă întorc acasă și asta e. Plec fără nicio legendară. Ce să fac? Deci pur și simplu am curățat toată harta asta. Nu pot să cred câtă răbdare am avut. Uite-te și tu, m-am dus absolut peste tot, bine, mai puțin pe aici, văd că n-am fost. Hai să-mi pun un semn și aici în față n-am fost așa de mult. Două tură și pe aici prin față. Deci am curățat toată harta asta de toate butoanele, ce naibii, nasturi, dopuri, orice. M-am făcut gunoier mai mult decât vânător de comori. Comori nu prea am găsit. Am găsit niște aur. Bine, a făcut ăsta dolar dacă stai să-i calculezi așa, dar... Eu vreau comoara din pirații din Caraibe, ceva, nu chilipiruri de-astea. Ce-s astea? Astea sunt comori? Pentru astea mi-am luat, costă mai mult aparatul ăla de detectat decât ce am găsit eu pe aici. Ok, hai să plecăm că n-am găsit nimic. Și bine, hai mă duc în punctul ăsta ultima oară. Zic, poate am vreo șansă să găsesc legendara dacă nu am găsit-o și sunt eu fraier și nu mi-am dat seama. Dar stai mă puțin că pot să mă uit în inventory. Normal, opa, rare. Am găsit un cartuș care e rare. Normal, normal, rare. Normal, 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 normal. Numai normale. Trash, 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 normal. Trash, treasure, normal. N-am nimic. A, uite încă un rar. Și cam atât, și încă un rar. N-am găsit nimic legendar. Habar n-am cum arată ceva legendar. Chiar sunt curios. Vreau și eu să văd în jocul ăsta ceva legendar. Că eu n-am văzut. Hai să mă duc la office. Pentru că deja m-am plictisit la cât am cules. Am cules de am rupt pe toată harta. Puteți să numărați și voi că se vede pe hartă. O, Doamne. Hai să vedem ce putem să facem cu tot ce am cules. Putem să luăm joburi. Ok, job. Thank you, we manage, bla bla bla. Find treasure in Atlas Sea. Pot să iau și de astea. Find and take a picture of Veronica Spicata, Viscara Vulgaris. Trebuie să fac și poze. Gettysburg. Ah, ăștia mă pun să fac poze. Ok, le accept pe toate. Văd după ce vor ăștia. Hai să vedem. Detector. Ce? Mă costă doar 100. Unlocked Prestige level 2. Și cât am o Prestige? N-am nici pam 1 abia, vai de capul meu. Hai să vând tot ce pot. Nu fac și eu Prestige vânzând, dar pare nu. Mamă, dar nu pot să dau și eu sell all și gata, că... Adevărat, nu pot și eu să le selectez cumva pe toate? Trebuie să dau așa pe fiecare în parte? Păi nebunesc la câte am furat. Iron, Silver. Asta e cât de cât ok, dat o 17 coco face. N-am găsit nimic, frate, de valoare. Sunt un sărac. Detectors. Nu pot să-mi cumpăr nimic altceva, pare. Am tot site-urile astea două. E-mail, nu mai am joburi, collection. Hai să merg și în Gettysburg, că n-am căutat chiar tot. Nu înțeleg ce e asta. Shallow Middle Deep. Eu nici nu știu ce detector am aparent, da.
Ai, eu l-am pe ăsta de small și shallow. Și mie cred că îmi va trebui ceva de medium ca să găsesc chestii la mai mare adâncime. Nu știu, habar n-am cum stă treaba, o să-mi cumpăr. Aici nu pot să fac nimic altceva decât să mă uit la calculator. Hai să mai merg puțin prin Gettysburg, să dau o tură și pe acolo. Shallow small 36% din comori. Bla bla bla. A, uite că-mi și arată. Ia vezi, deja am găsit o comoară pe aici. Stai așa că mai întâi comoara e prioritară. Și după poza. Deci dacă găsesc chiar o porcărie. Cred că pe harta asta găsesc chestii mai bune decât pe aia altă. Pe aia altă m-am dus ca prostul și nu cred că era nimic acolo. Numai cuie, prostii. Ia să văd. Pare de aur asta. A, tot un cartuș. Dar oricum pare mai valoros decât ce găseam eu pe acolo, cuie și toate prostiile, că am curățat toată harta aia de tot ce era la nivel mic, am curățat-o pe toată. Cum naibii fac poză? Aceasta este întrebarea. Apăs pe ei. Inventory. Ce? Pe care naibii apăsam? Am uitat. Pe mă, pe mă. Acum m-am prins. Camera. Bum. Poză. Nu asta trebuia să fac, mă? Ah, gata. Am făcut poză, e ok. Gata, mă, vreau să ies. Z. Z. Bun. Hai, mai dau două, trei ture de asta. Nu o să sărcesc chiar toată harta. Cred că oricum găsesc aici chestii mult mai valoroase decât am găsit în prima, a doua, de fapt, hartă care am încercat-o, că asta a fost prima. Nu știu de ce, cred că aici vor fi la suprafață mult mai multe chestii. Ia să vedem. Dar în orice caz, dacă vă place seria asta și strâng măcar 100 de like-uri serie, episod, și strâng măcar 100 de like-uri, o să încerc să fac o serie. Din păcate, eu o să fiu cam ocupat o săptămână. Și da, o să încerc să mai postez un episod dacă vă place și am mult seria asta. Ce-am găsit, mă? Iar cui? Al dracu cui? Numai cuie găsesc. Pentru că sunt la nivel de ăsta mic și numai porcării găsești la nivel mic. Dar oricum harta asta eu zic că e mult mai bogată la nivel mic. Nu știu de ce, așa îmi dă mie impresia. Poate am șansă să... Da, mă, nu m-am gândit, poate legendarele alea care ziceam eu, poate ele sunt mai adânc băgate și am nevoie de detectoare să ajung acolo. În orice caz, voi continua în episodul viitor să-mi iau și alte de-astea. Detectare, dacă e... Am găsit și un cartuș. Hai să mă întorc să văd cât level am făcut unul de alta. Găsesc o grămadă de cartușe aici, la greu. Mă întorc în office. Yes. Am mai făcut și eu level. Să văd cât de repede fac level ca să știu. Vai de capul meu, abia am avansat. Trebuie să fac misiuni, cred, pentru levele. Ok, o să mă uit ce joburi am. Jobs. Deci, trebuie să găsesc treasure, ok, bla bla bla. O să continui asta episod viitor. Dacă vă place episodul ăsta, rupeți butonul ăla de like, să strâng peste 100 de like-uri și o să fac o serie. Eu am fost Jupunu, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă salut, la revedere.